Bun găsit la Closing Bell, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Avem o reacție puternică a pieței, nu totdeauna însă au și știut ce este de făcut traderii. Uitându-ne pur și simplu la EURUSD, ce v-ați gândi că au transmis datele din Statele Unite? Să ne gândim împreună o secundă, două maxim. Și apoi vom trece la un răspuns, fiindcă piețele încă se mișcă și dacă este ceva de operat, vom face. Sper că va fi posibil chiar în acest cont pentru a nu mai pierde timp, dar nu mai avea decalaj suplimentar. Piețele au găsit și vești pozitive și vești nefavorabile pentru Statele Unite, pentru economia americană. Șomajul a coborât, în ceea ce privește datele non-farm payrolls, am avut o dezamăgire. Cifrele au fost, haideți să vedem, 173.000 față de 210-220.000 așteptări, depinde de calcule, în timp ce câștigul mediu orar a sărit la 0,3%. Din punctul meu de vedere, prevalează average hourly earnings, iar dezamăgirea pe parte de NFP nu este suficient de mare încât să schimbe această idee. În lunile următoare vom avea o ridicare a ratei de dobândă dinspre Rezerva Federală. Lucru ce s-a reflectat în reacția de piață foarte interesant. Este un studiu pe care sper să îl reținem și să-l aplicăm în viitor. Prima reacție a fost generată de NFP. Este reacția inițială, automată, aș putea spune. Ulterior, piețele au înțeles, privind la celelalte date, că în realitate sunt vești bune pentru Statele Unite. Iar faptul că nu am spart încă 1.11 ține de o perioadă de așezare care s-ar putea să mai dureze. Acum, reacția pieței de capital nu este chestiune simplă. Mă gândesc însă cu foarte mare atenție, dacă nu cumva, coborârea sub 10.000 de puncte, mai ales că un euro se dă mai slab, ajută piața de capital să fie un indiciu pentru o revenire ulterioară pe piața, pe indicele de 30. Este încă o situație de mișcare și de volatilitate. Foarte riscant să acționeze în aceste momente. Impulsiv, având în vedere impulsul pieței, m-aș gândi la o cumpărare. Și în realitate chiar voi și trece la o poziție direct pe acest cont. Nu vreau să riscăm foarte mult, dar și să pierdem timp intermediar, dar mă gândesc acum care ar fi nivelul de stop loss. Să fie 9.990, nu cred. Ar trebui să punem ceva mai jos și sper să fie încă rezonabil, undeva spre 900 sub retragerea de 38.2. Aș pune un stop loss aici la 9.972 și ulterior putem ajusta mai relaxat și un take profit. În mod normal, ar trebui să fie aici în apropierea lui 10.070 de puncte. Dar am pus mai mult pentru a fi acoperiți, asigurați, urmând să revenim ulterior. Acum că suntem deja în piață, sincer mă gândeam și la poziție pe EURUSD de tot de cumpărare. Dar, evident, disclaimerul care apare la final trebuie să fie reluat și acum, sunt opinii, iar piața este extraordinar de volatilă. Nu le luați ca recomandări de a acționa într-o direcție sau în cealaltă. EURUSD văd mai constructiv în momentul de față decât DE30. Sunt perioade când ele pot să meargă în același sens. Însă, aș spune că ideea de bază, după ședința de astăzi, este o idee constructivă pentru economia din Statele Unite. Mă amuz aici un comentariu. Dacă doriți să vă vând DAX, intrați pe partea cealaltă, tot pe un cont demo și atunci facem tranzacția. Eu am pus stop loss-ul și în momentul de față sunt detașat, sigur, e o piață deosebit de volatilă, dar în câteva minute voi avea mai multă încredere dacă nu coboară masiv sub 9.990. Dar până una alta păstrez această opțiune. Bun, ok, e foarte distractiv, însă să revenim. EURUSD cred că are o perioadă de reașezare și sunt
destul de curios. De data aceasta am o presupoziție, dar sunt destul de curios dacă va închide cu adevărat în apropiere sau mai jos de 11. Nu este obligatoriu să o facă nici pe departe, fiindcă deja nu mai ține de datele fundamentale, ține de reacția piețelor, de prepoziționările unora dintre participanți. Ceea ce văd însă pe termen scurt este o fluctuație care să ne ducă chiar spre 11, sau peste 11,50 la un moment dat, ceea ce ar putea pune din nou presiune până la final ședinței pe D30. Piața nu s-a reașezat, nu s-a calmat și găsim aici argumente pentru orice direcție vrem să o luăm. Dacă vrem să luăm o direcție de cumpărare sau de vânzare, eu vă pot găsi argumente. Cred că piața în cele din urmă va merge într-o linie descendentă pentru EURUSD. Probabil spre 1.11, mai jos undeva spre 1.1060. Suportul ar fi însă 1.1034. O atitudine prudentă ar fi ca poziția să aibă stop loss-uri destul de apropiate și în orice caz atunci când marcăm un profit și nu avem o idee clară despre direcția următoare, să nu lăsăm neapărat poziții pe termen mai lung. EURUSD, din punct de vedere daily, arată decent, decent pentru o stabilizare, dar, cum spuneam, să vedem dacă nu cumva închide pe final sub 11, ceea ce ar fi un mesaj de slăbiciune. O chidere mai sus de 11,50 ar fi un indiciu constructiv. Să mergem pe M15 din nou, să vedem dacă mai sunt repere apropiate. Da, 11,49, 11,60, apoi m-aș orienta după linia de trend în regiunea 1.1180. Sunt destul de nesigur în privința acestui D30, așa că din moment ce piața a luat-o un pic în sus, voi muta ordinul de stop loss foarte aproape la 9.987. De fapt, cred că și mai sus ar fi decent. O să mut la 9.998. Acolo am pierdut 40 de RON, suntem deja pe un profit de aproape 40 de RON. În câteva minute va fi un element cheie de declanșare. Piața din Germania a reflectat în linii mari ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Haideți să vedem un grafic cu US 30 de pildă. Vânzări și apoi o tendință corectivă. Sincer, aici piața din Statele Unite pare a fi fost o oportunitate cel puțin la fel de interesantă. Însă vreau să revin pe D30. Ideea de bază a fost că dacă datele sunt bune, atunci Fed-ul poate să ridice rata de dobândă. Și cred că asta e interpretarea corectă. Poate fi septembrie, poate fi octombrie sau poate fi decembrie. Pe aceste date le vom digera și vom săpa mai mult în perioada următoare. Eu cred că poate să fie chiar și septembrie, dacă nu octombrie se conturează ca o lună importantă. Însă nu depinde totul doar de Fed, mai depinde puțin și de ce se întâmplă în China în perioada următoare. Văd în momentul de față, deci pe termen mediu, riscuri descendente pentru D30, însă decizia Fed este nu săptămâna viitoare, ci cealaltă săptămână, așa că mai avem timp berechet să poate să oscilăm pe aici sau chiar să mai avem o rundă de apreciere. Graficul daily ne arată că suntem încă într-un range, 10.000 de puncte, un nivel relevant și simbolic, peste 10.000 de puncte avem indicii constructive destul de bune. Cum arată pe un H1? Pare a fi un hammer aici, să trecem pe un M15, la fel, un hammer. Dacă vom închide ora peste 10.055, deja putem merge în apropiere de 10.079, iar mai sus 10.110. Interesant însă pentru cumpărători, abia dacă spargem linia de trend descendent. Avem o poziție însă și piața e destul de nesigură. Eu mă gândesc foarte serios dacă să o închid sau nu. O să mut take profit-ul aici pe profit. Stop loss-ul într-o zonă de profit, nu este take profit. Chiar stau pe gânduri dacă să o închid sau nu. Știu că pot fi cel puțin două, trei scenarii de derulare. Aici voi închide. Am ales să închid poziția.
Și am să vă spun de ce. Pentru că nu are neapărat de-a face cu piața, dar vreau să pot să discut și celelalte instrumente fără a fi atent atât de mult la această poziție. Am închis-o pe un profit, era un pic mai mult de jumătate decât profitul dorit, însă, deși cred că piața poate să meargă mai sus, pentru mine personal, ținând acest webinar și încercând să mă să-mi împart atenția și către alte surse, e decizia optimă. Dacă avem un grad chiar și mediu, deci nu extrem de redus cum am tratat eu problema, un grad mediu de acceptare a riscului, atunci lăsăm un stop loss în zona 10.025 și îl mutăm chiar mai sus în momentul în care spargem 10.055. Este posibil să se petreacă asta. Ideea de bază ar fi că m-aș aștepta la o revenire, dar nu știu dacă spargem linia de trend descendent. Dacă vom sparge, putem în debutul săptămânii viitoare sau chiar în această seară, dacă se petrece, o să marcăm undeva, o revenire spre 210-220. Mai sus, nivelul de rezistență ar fi la 10.300 de puncte. Suportul 9.998, dacă vrem un nivel precis și nu 10.000, 9.940, 9.905, 9.867. Mai apoi. O să discutăm și despre aur, bineînțeles, și dacă puteți să relua ideea în legătură cu care ați spus că pe aur se vede cel mai clar. Vom merge acum la US 30 în legătură cu DE30, un indice din Statele Unite. Pentru mine, setup-ul dinainte de NFP putea fi încă unul ascendent, însemnând o zonă de consolidare, mai ales pe US 500 se vede asta. Pe US 30 ne apropiem tot mai mult de 16.000 de puncte. Nu e o problemă, doar să nu coborâm și să închidem sub acest palier. Pentru perioada următoare, mă gândesc că piața se stabilizează sau poate cunoaște o revenire, o recaptare a liniei de trend. Cu adevărat interesat dacă mergem peste 16.200. Pragul următor ar fi la 290, 16.300 și mai sus pe la 360. Asta pe termen foarte apropiat, într-o perspectivă un pic mai largă. Ne gândim la 530 și mai sus la 16.660. Suportul ar fi la 16.000 de puncte, mai jos 15.721. Mă aștept ca piața să se joace pe aici. Nu am un traseu foarte clar. Cred că va retesta linia de trend descendent. Dacă va sparge, are un potențial decent pe termen scurt. Totuși, în zilele următoare, nu m-aș gândi că avem argumente pentru a ieși din acest range, nu în sens ascendent. Mai degrabă, aș vedea debutul săptămânii viitoare cu riscuri descendente din nou. Avem și expirarea unor opțiuni în această seară, iar volatilitatea ar putea să crească undeva pe final de ședință, tocmai fiindcă sunt opțiuni care expiră într-o zi cu NFP, deci pariurile exprimate anterior vor putea influența cumva piața pe termen scurt. Bun, haideți să mergem, am discutat despre EURUSD, US30, mergem la GBP/USD. Cu toată seria de date care inițial a împins GBP/USD în sus, suntem în același canal de trend descendent, iar piața tot mai aproape de 51,78. Mă gândesc că aici există un mugure pentru o revenire pe termen scurt, dar foarte modest. Posibil să captăm mai mult optimism dacă depășim 52,13, mergând undeva spre 52,34. Ar fi o corecție mai mult tehnică, în timp ce argumentele fundamentale cu aceste date din Statele Unite, după ce vor fi digerate, pledează pentru continuarea canalului de trend și o mișcare spre 51,58 cel puțin. GBP/USD n-a fost într-o poziție foarte bună înainte de NFP, dar NFP-ul nu a fost atât de bun încât să tragă GBP/USD în jos. De altfel, NFP-ul a fost sub așteptări. Celelalte elemente, însă, cred, conturează o perspectivă favorabilă pentru dolarul american într-o serie de piețe. Durata digerării acestor informații s-ar putea să fie însă ceva mai lungă. Mergem la USD/JPY, aici perfectă indecizie. Bănuiala mea e că ar trebui ca piața să ia logic, fundamental în sus, însă având
multiple argumente de indecizie, bănuiesc că cel mai decent lucru ar fi să așteptăm o închidere peste 119.40. Să spunem undeva în zona 119.40-45, rezistența următoare ar fi 119.60, 119.92 și 120.16. Suportul 118.82, dar probabilitatea, așa cum o văd eu, este de revenire în orele următoare. Și posibil chiar undeva peste 120 cu acest mix de date. Mergem la aur. Bun. Era o solicitare de a discuta. Ok, de ce se vede, înțeleg, interpretate favorabil, date interpretate favorabile în direcția ridicării dobânzii, deci se leagă de ceea ce spuneam mai devreme, am înțeles mesajul. În gold se vede mai, în piața aurului se vede mai clar ce gândesc piețele. Corect, suntem de acord aici, ca și pe alte subiecte, de altfel. Spargerea lui 120, dacă se confirmă la nivelul închiderii acestui H4, candlestick pe H4, ne-ar putea duce spre 1109. Văd aurul vulnerabil pe termen scurt pe aceste date, iar tehnic s-a mișcat destul de frumos. Uitați-vă numai la linia de trend, atinsă, e drept, aici avem o anumită precizie orientativă, însă piața a mers doar puțin peste, în zona 1130 bănuiesc, sau puțin, nu, peste 1130, în fine. Am avut un spike ascendent, iar piața cea din urmă a decis să coboare, așa cum este o interpretare fundamentală decentă. Haideți să vedem în structură mai în detaliu, pe 15, da, cam 15 minute a durat, poate chiar mai puțin, că vârful a fost obținut rapid. Nu mă aștept ca piața să meargă glonț și așa cum au fost ultimele trei candlestick-uri, fără umbre inferioare, în jos. Mă aștept mai degrabă să se oprească undeva pe aici sau cât va dura mai jos, să cunoască un retest la lui 1120. Dar fundamental 1109 pare mai aproape decât ceea ce este rezistența acum la 1129.50. Pe petrol vedem o evoluție laterală. Spuneam că nu e ușor de interpretat în ce direcție va merge petrolul, că e mai bine să fim reactivi. Iată că piețele n-au știut nici ele ce de făcut. Se opresc între 46 și 47. O vor face o vreme. Breakout-ul în oricare dintre direcții este rezonabil și utilizabil pe termen scurt ca indiciu. 47-60, 48-26 rezistențe, 45-60 și haideți să mergem la 44-87 ca suport. Cu un pic de chin sau de imaginație putem găsi și un nivel intermediar, puțin peste 45, dar n-ar fi clar profilat. Eu văd range-ul, nu am o idee clară dacă ar fi să fiu absolut împins într-o anumită direcție. M-aș gândi la o direcție descendentă, dar 50,01% ar fi această probabilitate. Bun, am discutat despre piețele de capital, deci e momentul să ne uităm pe USD CAD. Date slabe și din Canada, nu e ușor. Când ai de ales între asemenea cifre, inițial au apărut slabe și Statele Unite și în Canada, în general, dacă ele sunt egale, contează mai mult cele din Statele Unite. Adică avem o surpriză medie negativă și pe Statele Unite și pe Canada. USD CAD merge în jos. E observația mea statistică. În momentul de față însă, traderii au înțeles că datele nu sunt slabe pentru Statele Unite, în orice caz nu la fel ca cele din Canada, și pune presiune pe 1,3240. Dacă petrolul nu își revine pe creștere, ne așteptăm poate la un 32,60, 1,3288 în perioada următoare. În linii mari avem un range din care vom ieși abia cu o spargere a minimelor din 31 august sau a vârfurilor de prin 26 august. Dolarul australian are în momentul de față o minimă șansă oferită de canalul de trend și de faptul că traderii s-au cam plictisit să vândă și au marcat profiturile. Ne-am apropiat de 0,69, nu l-am atins încă, pe aici e suportul.
Pentru perioada următoare, rezistența pe la 69-80, m-aș gândi cu o migrare spre canalul de, spre zona de nord a canalului de trend ar fi posibilă, dar nu avem motive să ieșim din acest canal de trend deocamdată. NZD/USD, aici dezamăgirea a fost mai mare. Piața vroia să iasă din canal de trend și gândiți-vă câți au cumpărat acolo, pe breakout. Poate a avut niște stop în niște ordine de tip entry stop în așteptare și ar trebui să se închidă, deci și mai agresivă scăderea. Suportul 63.12, sub el poate 0.63, nu știu dacă e neapărat un nivel rotund, dar mai degrabă văd unul mult mai important, 62.50, însă distanța e de aproape 1% față de unde suntem acum. Ar fi posibil ca lucrurile să se calmeze și să avem o revenire modestă. Fundamental însă, aceste cifre pledează pentru continuarea canalului de trend, deci și a ieftinirii lunii, a ieftinirii kiwi dolar în raport cu dolarul american. Am văzut multiple corecții și schimbări de expresie, inclusiv din partea reporterului Bloomberg, deci cred că este scuzabil, a fost foarte, foarte amuzant, fiindcă probabil și crease discursul înainte de a intra în live, la câteva minute după, și piețele s-au întors din drum și astfel descria creșterea, apoi se corecta spunând scădere, apoi spunea market down, should I say up, should I say down. E o reacție de confuzie normală când lucrurile se schimbă cu foarte mare viteză. Sperăm să ne ajungem chiar atât de curând în epoca trading-ului în care roboții ne vor domina. Bun, trecând de această paranteză, mergem la Euroron. Dacă aveți alte observații sau comentarii, mi le puteți scrie. Dacă nu, vom reverifica pe final, după Euroron, dacă mai este ceva de operat. Leul e pasiv. Într-o atitudine inițială, Euroron dăduse să se întărească, dar cifrele nu schimbă radical sentimentul. Câteva zeci de puncte în sus sau în jos pe DAX nu sunt de natura a atinge pragul de recepție pentru leu. Dacă sparge 4,43, m-aș gândi la 4,43,15, 4,43,60. Asta pentru cei care au deja poziții, nu vorbim de variații atât de mari încât să suscite interes pentru trading nou, însă dacă ieșim din canal de trend, s-ar putea să mergem semnificativ mai sus, spre 4,44,50, dar nu cred că se va petrece astăzi. Mai degrabă respectăm acest canal de trend, suport 4,42,20 și 4,41,50. Piața din China este încă închisă. Vom vedea, cred că duminică noapte se deschide. N-am verificat în calendarul financiar, putem să ne uităm. Dar în principiu atunci ar trebui să urmărim. Piața din China se urmează logica sa și au fost ani de zile când Asia translata cu foarte multă politețe, disciplină și dorință de conformitate ce se întâmpla în Statele Unite în piețe de capital. Acum, parcă piețele din Europa și Statele Unite transpun ceea ce se întâmplă în China. Parcă s-a schimbat liderul. În momentul de față vreau să revenim însă la D30. Ne uităm aici pe această piață dacă este ceva. Da, piața s-a dus puțin mai jos și încă ezită. Un hammer de tipul celor anterior pe M15 are o curvatură constructivă, e destul de clar. Dacă sparge 10.055, poate să meargă și mai sus și sunt șanse decente să o facă pe termen scurt. Pragul următor a fi 10.079. Noi ne-am închis poziția și ne-am ferit de multe nedumeriri, sprâncene ridicate și palpitații. Posibil să ne fi fost luat și stop loss-ul, căci l-am fi modificat mai sus. Da, există situații de genul acesta când, țintind profituri foarte mari, stop loss-ul este atins, dar asta nu ne forțează să stăm după aceea deoparte. Deci văd o presiune ascendentă. Pentru moment,
Acestea sunt informațiile pe care vreau să vi le transmit. Piețele cred că vor mai fi agitate, nu cred că se încheie acum tradingul și weekendul va intra abia, se va deschide abia de la ora 11 pentru piețele de acțiuni. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ceea ce am prezentat sunt opiniile noastre, opiniile mele vis-a-vis de piață. Luați-vă propriile decizii și să fie dintre cele profitabile. Un weekend frumos și o săptămână abundentă. Va prelua ștafeta colega mea Silvia, iar abia de săptămâna care începe pe 14 ne reauzim la webinarii. Toate cele bune, la revedere!